domnul Olaru Mihai, ultimele detalii acolo la Buștean. Pregătiți? O mână sus dacă sunteți pregătiți. Trei, doi, unu, cronometru! Moți și Cici! De 10 și 8 ani! Domnul Olaru Mihai este de aici din Barcani. Foarte ambițioși caii. Sunt foarte rapizi. Felicitări, dragilor! Uitați ce bine se întind aici, Ham, cei doi cai. Foarte frumoși. Foarte frumos lucrează din bici. Bravo, dragilor! Excelent! Se pregătesc să încheie prima tură aici la Barcani. Cea de-a patra ediție. Haideți să-i aplaudăm, merită! Doi cai mărunți cu inimă mare. Bravo! Excelentă prestație! Continuă să evolueze pe traseu domnul Olaru Mihai cu Moți și Cici. Timp rămas 1 minut și 45 de secunde. Un minut și 15 secunde a mai rămas. Ia să vedem cum stăm cu locurile. Secunde din acest moment. Vă reamintim și clasamentul. Deci locul 1 până acum domnul Preda și locul 2 Laru Mihai. Să vedem cât mai parcurge în timpul rămas. 15 secunde. 10 secunde. 5, 4, 3, 2, 1. Stop cronometru. Mulțumim domnul Laru Mihai. O evoluție foarte bună astăzi la Barcani. Au obosit caii, dar și proprietarul. Pentru intrarea în arenă, domnul Ovidiu Cristiu de la Bertea, din Prahova. La fel, un om iubitor de animale, pasionat, a reușit să organizeze acolo în Prahova două evenimente frumoase, la Vărbilău, la Bertea, și se pregătește pentru evenimentul de la Aluniș, de weekendul viitor. Avi! Chinese! Avi! 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 Avi!
mulțumim încă o dată domnului Olaru pentru frumoasă prestație. Este pe locul 2 și pentru asta merită un rând de aplauze. Bravo! Bravo, domnul Olaru!